celor care sunteți prezenți aici. Doresc în primul rând să mulțumesc dumneavoastră celor din mass media care sunteți aici prezenți, dar nu în ultimul rând și colegilor mei care sunt prezenți aici. Avem consilierii ai Partidului Social Democrat de la Petroșani, președintele organizației PSD Petroșani, domnul Rus Ioan, de asemenea colegi și oameni apropiați de mine, care au văzut situația tragicomică prin care trecem aici la Petroșani, în care se pare că domnul primar Iții își arată nivelul politic la care se află în momentul de față. El este un primar care se ocupă de pusul benelor și datul benelor jos. După 13 ani de primărie, atât știe domnul primar Iții, atât a învățat el să pună benele, să șicaneze oamenii. Ceea ce se întâmplă în Petroșani în momentul de față, cel puțin din punctul meu de vedere și al colegilor noștri, al susținătorilor Partidului Social Democrat din întreaga Valea Jiului, este revoltător. Sunt 69 de localități în județul Hunedoara. Din cele 69 de localități, doar la Petroșani există astfel de impedimente. Există un primar dictator care dorește să-și vadă doar el fața pus pe anumite, nu știu, benere, meșe, afișe. Probabil cultul personalității și al răutății pe care are domnul primar Iții este moștenit din vremea în care era membru al Partidului Democrat Liberal. Probabil acolo i-a învățat pe toți să fie la fel, să facă rău. Ce mă miră pe mine este faptul că dânsul, în calitate de primar, în loc să facă în așa fel încât să vină în sprijinul cetățenilor, în sprijinul societăților, în sprijinul dorințelor partidelor politice, pentru că până la urmă nici Petroșanul nu este moșia primarului, cum niciun primar din această țară nu ar trebui să domine autoritar și să-și spună doar părerea lui în anumite situații. Eu cred că la Petroșan domnul primar Iții abuzează de anumite termene, de anumite puteri pe care le are în calitate de primar. Niciunde în județul Hunedoara un primar nu și-a permis să-și împiedice adversarii politici să pună niște banale BNR, încă o dată. În cursul zilei de ieri, domnul primar și-a permis, nu știu cum, să dea jos cele 6 BNR pe care, repet, 6 banale BNR pe care Partidul Social Democrat le-a pus în Petroșani. Încă o dată, ăsta este nivelul primarului Iții, primarul BNR. Altceva din nu prea știe să facă prea mult, eu am spus-o de 13 ani de zile, foarte puține lucruri s-au întâmplat. Ce mă miră pe mine este faptul că el abuzează continuu de absolut tot, doar cei care sunt lângă el sunt bine tratați, în rest, peste 80% din populația petroșanului este neglijată și a ajuns să-l urască. Ce vă spun eu, ce doresc să vă mai spun este faptul că am depus acea cerere prin care să ne punem acele banale BNR. Îmi este mie rușine de mine că în momentul de față trebuie să stau să discut de niște BNR, în loc să discut despre programe de dezvoltare a Băijiului, de niște proiecte pe care Petroșaniu să le aibă și pe care eu, de exemplu, în calitate de senator să le susțin. Am ajuns să discut cu domnul primar despre BNR, atât știu, o spun pentru 100-a oară, și pentru mine, să știți, pentru următorii patru ani de zile, asta e imaginea pe care o am. Primarul Iții, un primar care pune BNR și dă BNR jos. Mai mult decât atât, domnul primar Iții a furat cele 6 BNR pe care Partidul Social Democrat le-a montat. Am vrut să le fac plângere penală de dimineață pentru furt, însă am înțeles că nu trebuie să fac acest lucru pentru că aș ataca oameni nevinovați. M-au sunat cei de la Poliția Locală Petroșani spunându-mi rușinați că au fost obligați de primar să supravegheze acest amplu proces, ca să glumesc, de dare jos a benelor. Am fost sunat de oameni care au fost puși să urce pe stâlp să dea acele benele jos și au și pus glugile în cap de rușine, spunându-mi că nu au niciun fel de vină. Este regretabil ce face primarul Iții, sub demnitatea umană a oricărui om care ar trebui să ocupe o poziție în acest aparat administrativ, este rușinos. O să dau cuvântul și domnului primar, domnului președinte Rus Ioan, președinte organizației PSD Petroșani. Vă rog, domnul Rus. Cu părere de rău, vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă astăzi nu este ceva ieșit din comun. Acest lucru de lipsă de fair play s-a întâmplat și de-a lungul anilor. Mi-aduc aminte când mi-au fost date jos 4 BNR, tot în aceeași modalitate și tot într-o teroare în care documentele pe care le depunem nu sunt aprobate la timp. Oare mă întreb, acest oraș este moștenirea cuiva, este o proprietate a cuiva? Ar trebui să fie un loc a fair play-ului, în care să dă posibilitatea tuturor partidelor să-și facă o campanie decentă. Ori, din păcate, unii nu au învățat acest lucru. Nu pot să vorbesc despre un progres politic la Petroșani, cu părere de rău, cu toate că mi-aș fi dorit acest lucru, cu toate că de multe ori am atacat această problemă și într-un spirit de colegialitate am vrut să ridicăm ștafeta clasei politice în municipiul Petroșani. Din păcate, realitatea este tristă și ceea ce vedeți nu este o întâmplare de acum, din acest moment, ci este o întâmplare, un lucru care se întâmplă de-a lungul anilor. Deci unii, din păcate, au înțeles mai puțin
evoluția și fair play-ul de care trebuie să dea dovadă cei care sunt implicați în clasa politică. Mulțumesc, domnului președinte. Să știți că această situație se repetă regulat la Petroșani. Candidatul nostru pentru primărie, domnul Costel Avrab, a întâmpinat aceleași probleme. Vreau să vă spun că domnul primar Iți ne-a dat în această dimineață, după ce ieri ne-a dat jos bannerele, în această dimineață ne-a dat o aprobare pentru a pune nu știu câte bannere, 5 bannere, 6 bannere din cele 8. Vreau însă să vă anunț un lucru. Partidul Social Democrat renunță la o astfel de campanie în municipiul Petroșani. Îi lăsăm domnului primariții și cele 6 bannere pe care le-a subtilizat ieri, pentru că nici până în momentul de față nu au ajuns la organizația noastră. Am mai făcut eu un banner pe banii mei pe care îl vedeți aici în spate. Noi renunțăm, Partidul Social Democrat, la a pune bannere, la a pune absolut orice în municipiul Petroșani. Îl lăsăm pe domnul primar Iți să-și pună moaca, mă scuzați de exprimare, peste tot, pe toți stâlpii, pe toate gardurile, pe toți pereții, absolut unde dorește, și rog colegii mei să lase jos și acest banner pe scările primăriei Petroșani pentru domnul primar Iți. Poate are nevoie și de acest banner pe lângă cele 6 pe care ni le-a subtilizat până în momentul de față, nu știu, poate dorește să-și facă geacă de iarnă din ele sau ceva de genul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată, regret faptul că eu personal și colegii mei am ajuns într-o astfel de situație, însă modul de lucru al primarului Iți mă dezamăgește pe mine foarte mult ca om, nu ca om politic. Eu sunt cetățean al Văijiului și sunt intrigat de modul de acțiune al dânsului. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări pentru mine, cu mare drag. De ce nu ați așteptat să obțineți această autorizație care, iată, a venit astăzi așa cum ați menționat? Nu, Partidul Social Democrat și Cristian Rezmeriță nu așteaptă după nimeni, cu atât mai puțin după domnul primar Iți. Cererea a fost depusă nu joi, când a spus dânsul, ci marți. Era timp suficient până la sfârșitul săptămânii să ne dea aprobare. Dacă domnul primar va insista, o să prezint opiniei publice intervalul de timp în care dă anumite autorizații de construcție pentru anumiți prieteni, și intervalul de timp, o să vedeți, este mult mai scurt decât intervalul de timp în care analizează o aprobare pentru banale bannere. Deci să nu mă ambiționeze prea mult și vă și spun și transmit domnului primar Tibi, sunt cu ochii pe tine în toți anii care urmează. Dar nu era vorba despre primarul Tiberia Copriții sau altfel, era vorba despre o prevedere legală. Aveți perfectă dreptate, este vorba de o prevedere legală de care domnul primar Iți abuzează. Un interval de timp de care el abuzează, pentru că nu poți să duci termene legale după bunul plac. Un om care este primar într-o localitate, în orice localitate din această țară, trebuie să facă în așa fel încât să ajute comunitatea, să ajute pe absolut orice membru al comunității să facă ceea ce dorește, respectând anumite reguli. Cererea a fost depusă de noi, nu pot să stau 30 de zile până la sfârșitul acestei perioade pentru a pune niște bannere. Drept dovadă, doamna Cosman, am și renunțat, după cum vedeți. Partidul Social Democrat face cadou și acest banner al 7-lea pe care l-am adus la Petroșani. L-am făcut eu de dimineață, vă am spus, am mai scos 3 milioane din buzunar. Pentru ca domnul primar Iți să aibă 7, nu știu, să fie ca cei 7 pitici ai albei ca zăpada, să aibă o formație completă și să facă dânsul ce dorește cu ele. Să le ducă acasă, să le ascundă pe balcon, nu știu, să le ducă sediul județean al Partidului Național Liberal, să le pitească acolo, să facă ce dorește dânsul cu ele. Nu avem niciun fel de problemă, nu o să îi le cerem înapoi, îi le lăsăm lui. Nu știu, poate că la un moment dat trece la PSD și va trăi iară să vorbesc frumos de el și le va pune pe astea. Să nu mai cheltuie bani atunci. Domnule senator, dar ținând cont că e o acțiune care s-a mai întâmplat și în trecut, organizația municipală sau dumneavoastră nu ați luat în considerare să faceți o cerere, eu știu, din timp, dacă e o acțiune care se repetă? Eu am crezut în buna credință a domnului primar Iți și acum știți cum nici nu puteam să depun o cerere pentru a amplasa niște banale bannere încă o dată în ianuarie, nu știu, ca să le fiu sigur că le pot amplasa prin noiembrie. Noi am depus săptămâna trecută, într-adevăr, poate că puteam să le depunem acum o lună, cu 3 luni de zile, dar vă dați seama, nici nu aveam lista făcută. Deci sunt niște chestiuni, nu cred că, nu știu, Partidul Național Liberal în celelalte localități din Valea Jiului a depus cererile pentru bannere de 6 luni de zile. Nu cred. Puteam să le depunem și mai repede, puteam să le depunem și mai târziu. Eu vă spun că dacă eu aș fi fost primar, și am fost 6 luni de zile, știu ce înseamnă, aprobam în aceea zi o astfel de cerere și nu intram în dispute, pentru că vă spun, în urma acestei dispute, cel care pierde este domnul primar Iți, pentru că cetățenii din Petroșani văd preocupările lui. În campania electorală ne vorbea de parcări subterane, după alegeri ne vorbește de dat bannere jos.